Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ne ești și pe Tatăl împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău preanalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta cu instrumente cu 10 coarde și cu alăută în sunetele arfei. Căci Tu mă înveselești cu lucrarea mâinilor Tale, Doamne, și eu cânt cu veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrurile acestea și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi pierd. Toți cei ce fac răul sunt risipiți, dar mie Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorințelor mele față de potrivnicii cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe și sunt plini de suc și verzi, ca să se arate că Domnul este drept, El este stânca mea, în care nu este nelegiuire. Amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este puterea, slava și împărăția al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt! Ne închidem în fața Sfințeniei Tale, Bunul nostru Dumnezeu și Tată veșnic, mulțumitori și recunoscători pentru puterea și ajutorul pe care ne-ai dat fiecăruia dintre noi de a putea să fim în locul acesta și pentru Duhul pe care îl cerem, Doamne Iisuse, să vină însoțitor pentru ca să putem să lăudăm numele Tău, să putem, Doamne Iisuse, să ne deschidem inimile și să putem să fim cercetați de El, pentru ca buzele noastre să laude numele Tău, fiindcă meriți toate acestea din inima noastră, de pe buzele noastre, Doamne Iisuse, pentru că ai plătit prețul răscumpărării noastre, Doamne Iisuse, ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta și ai pus Duh de viață în noi, Doamne Iisuse, și suntem datori să-Ți mulțumim pentru ceea ce suntem, Doamne Iisuse, și pentru tot ce ai făcut pentru noi. Binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Dăruiește-ne un Duh, Doamne Iisuse, de cercetare și în această zi, un Duh de putere, Doamne Iisuse, prin care să putem, Doamne Iisuse, să ne vedem fiecare starea noastră și să putem, Doamne Iisuse, să înțelegem ceea ce trebuie să fim, Doamne Iisuse, pentru ca să putem avea biruința împotriva păcatului, Doamne Iisuse, și pentru ca să avem bucuria de a Te lăuda și de a Te slăvi pe Tine mereu. Vină în mijlocul întâlnirii noastre, Doamne Iisuse, vină în mijlocul părtășiei noastre, Doamne, cu prezența Ta, cu cuvântul Tău, Doamne Iisuse, cu înviorarea pe care o așteaptă inimile noastre, Doamne Iisuse, pentru ca tot ce facem să facem spre slava numelui Tău, Doamne Iisuse, tot ceea ce dorim să fie aici, să fie spre zidirea noastră, spre îmbărbătarea noastră, spre învățătura noastră, dăruiește-ne cuvânt cu putere, Doamne Iisuse, pentru ca cuvântul acesta de care avem nevoie să ne fie, Doamne Iisuse, învățătura noastră, pentru ca să știm pe calea vieții de ce să ne abatem, Doamne Iisuse, și de ce să nu ne atingem. Îți mulțumim că în cuvântul Tău, în legea Ta, în poruncile Tale, Doamne Iisuse, Tu ne-ai învățat felul de viață și de slujire pe care trebuie să-l avem în viața aceasta. Binecuvintează timpul pe care îl petrecem, Doamne Iisuse, împreună cu Tine, cu frații noștri, binecuvintează
nevoile noastre, ascultă rugăciunile noastre. Venim în locul acesta, Doamne Iisuse, să-ți cântăm. Venim, Doamne Iisuse, în locul acesta să ne întâlnim unii cu alții. Venim, Doamne Iisuse, să ne întâlnim cu Tine prin Duh și prin cântare. Dar venim, Doamne Iisuse, și să învățăm, Doamne Iisuse, din înțelepciunea Ta și din tot ceea ce Tu ai lăsat, Doamne Iisuse, prin cuvântul Tău, îndemn și putere și viață. Te rugăm frumos să ne ierți pentru slăbiciunile noastre, pentru neputințele noastre, pentru păcatele, pentru tot ce, Doamne Iisuse, am greșit și în această zi și în această săptămână, Doamne Iisuse. Curățește-ne prin sângele Tău, Doamne Iisuse, pentru ca lucrarea Duhului Sfânt, Doamne Iisuse, să nu fie întreruptă de slăbiciunile noastre, de păcatele noastre, Doamne Iisuse. Și dă-ne putere, Doamne Iisuse, să împlinim cuvântul Tău în vorbă, în fapte, Doamne Iisuse, prin sfințirea Duhului și prin sfințirea cugetului nostru. Ți-aducem înaintea Ta pe cei care sunt în suferință, Doamne Iisuse, pe un pat de spital, Doamne Iisuse. Nădăjduim că Tu ești, Doamne Iisuse, după făgăduința Ta, la căpătuiul tuturora, Doamne Iisuse, care cer mila și ajutorul Tău, Doamne Iisuse. Îmbărbătează-i, mânghie, sprijinește pe fiecare după nevoia lor, după neputința lor. Într-un mod deosebit, rugăm Tu, fratele Ionică, pentru tatăl meu, pentru toți frații noștri, Doamne Iisuse, care trec prin încercări, pe toți cei care, Doamne Iisuse, ai îngăduit să vină încercarea peste ei, Doamne Iisuse. Îți mulțumim că Tu ai promis și ai făgăduit că toți cei care sunt copiii Tăi, Doamne Iisuse, au parte deci de suferință și îți mulțumim că, Doamne Iisuse, putem ca să primim cu bucurie. Ajută-ne cu bucurie să primim orice încercare care vine din mâna Ta, pentru că Tu vrei ca să ne curățești și vrei să ne sfințești de toată zgura și pleava, Doamne Iisuse, și murdăria acestei lumi. Pentru toate noi îți mulțumim, binecuvintează locul acesta și pe toți cei care sunt în locul acesta, Doamne Iisuse, și dorește-ne fiecăruia un Duh, Doamne Iisuse, de a Te putea lăuda, slăvi și binecuvânta, că Ție se cuvine toată slava de acum și până în veci de veci. Amin.